Mauricio, m-am schimbat până la urmă. Mi-ai zis să nu mă schimb, m-am schimbat. Dacă mi-am zgâriat gheata aia la Marcel, vă omor. Dar nu e zgâriată, dragă. Ba da, e zgâriată, ia uite-o. Ia, o dai cu markerul. Deci, văd că te enervezi foarte tare. Mai bine facem de acasă. Că nu ne vedem, nu ne enervăm. Așa ne enervăm foarte tare. Mi-a zgâria gheata aia la Marcel. Dar cum ai reușit? Care a venit ieri. Nu știu cum a reușit Domnica. Am reușit. Așa mai pățesc așa, să știi. Sunt tristă. Da, când iei ceva de 1000, te apucă dracii. Ești trist o zi și după aceea găsim că sunt niște pantofi pe care trebuie să-i port, nu? Mai zgârie pantofi. Ce facem astăzi, te rog să spui? Unde suntem, ce facem? Păi tot acolo suntem. Că doar n-am plecat de aici ca să revenim. Suntem tot la pot. Sunt alți oameni care se uită. Putem să nu, dragă, sunt aceiași. Avem public fidel. Da, crezi? Da, sunt convins. Păi atunci nu e enervat, te rog, nu e enervat publicul fidel. Adică Marina, sora ta, și din partea mea cred că nu se uită nimeni, că nu-i freacă. Sau poate să uită Marius la spital între două consulturi, știi? Cred că se uită. Deci avem un public fidel format din Marina, sora Domnică, și prietenul meu foarte bun, Marius Iordache, neurolog. Deci ei știu că suntem la pot și că ne-am întâlnit să comentăm ținutele personalităților de data aceasta românești. Și începem cu Adriana Matei. O personalitate contemporană, fluidă, casual, care a ales să poartă o geantă care nu se potrivește deloc ținutei, mai cu seamă cromatic, și nici cu botinele. Și nici cu șapca. Are o jachetă biker maro, mie îmi place foarte mult simpatică. Da. E vintage, cred, așa pare. Puțin oversized. Mie un singur lucru nu-mi place, nu mă deranjează geanta, nu-mi place cum iese albul din jacheta maron sau, mă rog, știi, mi-ar plăcut să fie tot ceva maron. Da, jacheta nu are nicio legătură cu geanta, dar niciuna. Da, niciodată în istorie. Nu are legătură neapărat. Și nici cu șapca. Și nici cu botinele. Adică, mi se pare că șapca cu jacheta biker au o legătură. Nu, cumva. Nu mi se pare. Mi se pare că ar putea să păstreze în ținut asta jacheta biker, eventual pulloverul la col rulé și... Hai să zicem jeansii. Nu, mie geaca. Sau bocancii, dacă vrea să-i păstreze în combinația asta, renunță complet la geantă. Da, complet. Da, pune altă geantă sau nu pune. De acord, poate să nu mai pune, să nu mai fi pus geantă. Dar... Și nu-mi place modelul ăsta, e șapcă purtată de femei, nu mi-a plăcut niciodată. Ăsta este un model de șapcă care mi se pare simpatic, dar foarte moșistic, așa. Îl văd cu mustață, cu pipă, cu lupă, cu un trench, cu un dachshund în mână, plimbat în Beats Park, nu știu ce. Sugestia mea, evident, Adriana poate face ce vrea, adică poartă ce vrea, normal. Alina Ceușan, ce scrie acolo? Retro ce? Da. Păi, nu, da, dar nu mă omor. E un styling foarte folosit pentru Instagram, nu știu cum să zic. De, în ce sens? Nu știu, cu genul ăsta de bocanci, cu genul ăsta de pantaloni, cu genul ăsta de hood, cu, știi? Nu mă omor nici eu, adică nu știu dacă tu, eu, da, nu mă omor neapărat după genul ăsta de styling. Mi se par multe elemente, puțin. Nu-mi place cromatica, elemente, da. Nu-mi place cromatica deloc, și Alina. Și multe elemente din multe stiluri. Mult prea multe elemente și da, nu pot să spun, nu pot să spun design. O chestie concretă, nu vă speriați să face cafea? Nu pot să spun o chestie concretă pentru că aș deconstrui look-ul din toate punctele de vedere și aș îmbrăca altfel și atunci nu pot să vin cu o chestie pertinentă, cu un sfat punctual legat de această ținută. Pentru mine o țintă complicată. Adică prea complicată aș simplifica-o și... cumva, scoțând, de exemplu, jacheta de peste, de deasupra, știi? Poate dacă scoatem jacheta aia foarte sport și rămâne doar hood-ul cu... Aș fi pus oricum alt gen de pantalon pentru bocancii ăștia sau aș fi pus altceva în partea de sus dacă vrei să păstrezi pantalonii ăștia cu bocancii. Chestiunea pozitivă aici mi se pare combinația dintre coafură și ochelari. Asta mi se pare o chestie capul ok, e, capul. Da. În rest, nu mă omor. Nu-mi place nici geanta. Tănasă. Mie îmi place. Foarte mult îmi place. E foarte costumată.
De ce? Un costum masculin cu o curea în talie, e foarte editorial de modă. Căutat, așa, costumată. E foarte shooting de n-are modă. Firesc, n-are lejeritate. Nu știu, da, mie, sincer, mie îmi place. Adică... Melonul ăla... Nu, da, n-are, n-are un firesc. De modă, după n-are, mine, n-are un firesc. De modă. Mie glăjbeala suprema unui styling mi se pare, nu știu, firescu și mi se pare că atunci, că ar trebui ca atunci când te văd să mi se pare că totul pleacă cumva din tine, că e o chestie a ta, că nu te-ai gândit, că nu te-ai încoțopenit, că nu te-ai propus, că nu te-ai gândit tu că faci o poziță, aoleo câte like-uri am, aoleo cine mi-a dat like, aoleo ce se întâmplă cu viața mea și cu Instagramul meu. Ori aici văd chestia asta. Văd mesajul ăsta. Nu neapărat la Alina, în general, la niște styling-uri din astea foarte... Îmi plac pantofii, să știi, foarte tare. Măi, stai puțin că nu-mi displace styling-ul. Ce încerc să spun este că nu are acel firesc care pe mine mă interesează. Atâta tot. Nu simt asta, să știi, din fotografia asta. Nu simt foarte asta. Bine, dragă. Andreea Cristea. La Londra. Sau nu e la Londra? Sau e la Londra? Sau s-a pozat în fața unui gabinet? Andreea Cristea la Londra. Păi asta la Londra, păi, în primul rând, cine e Andreea Cristea? Cum cine e? De la Stiletto Shades. Are un... Aia mică simpatică de la ea, Stiletto Shades-ul. Hello, Andreea. Uite, vezi, dacă ea s-a prezentat Stiletto Shades în sus, Stiletto Shades în jos? Da, da. Stă la Londra. At 10 Downing Street. Este această noua Margaret Thatcher a modei. Femeia de fier, dar femeia de fier cu stiletto și nu orice fel de stiletto, arginti. Geanta e urțică, Andreea Stiletto Shades, nu se potrivește geanta. Și pantofii, poate. Da, e simpatică, are un ceva așa foarte, știi, îmi place, are o energie all over. Nu știu cum să zic, știi? Uh-huh. Ne-a simțit foarte bine la Iași, a fost simpatică. Pe la niște mese, pe la niște hăi-hăiuri. Îmi place trenciul, nu-mi place geanta, îmi place cromatica, să ține și ea la cap, deși nu o doare. Măi, nu mai stați cu mâna la cap, la ochelari, v-am zis în repetate rânduri. Când aveți un accesoriu, curea, ochelari, nu vă țineți de curea, de ochelari, stați fire cu mânuța pe lângă voi, așa, sau face, sau plecați cu o carte în mână, ca fata aia, ca nepoata lui Justin Timberlake, cine era cu o carte în mână, aia, Grimes, cu sabia și cu cartea, știi? Carmen Grebenișan. Bună, Carmen! Am văzut un documentar mai de mult, mi l-a trimis o prietenă, legat de generația de decrețeilor, filmat, nu mai știu când era filmat, în sfârșit, toată glăjbeala aia care s-a întâmplat cu decreței, generația săraca traumatizată și așa mai departe. Și mai aduce aminte de o imagine din București, anilor 70. Ori asta este o chestie pozitivă. Da. Știți de ce? Nu știu dacă ea își dă seama sau nu, Carmen, dacă a fost o chestie voită sau nu. Dar cadrul mi se pare foarte king și mi se pare reprezentativ pentru ideea de oraș. De București? Pentru ideea de oraș. Styling-ul, în schimb, nu, mie mi se pare o chestie, este ok, blugii mai evazați și e un ceva la cromatică. Da, irizarea încălțărilor cu lanțul ăsta chain, așa, cu chestia asta, cu lanțul, de fapt, chain. Nu. Lănțișor în talie, lănțișor la geantă, nu, e un lanț în talie. Păi n-aș fi pus nici eu. De la geantă aș fi făcut, aș fi ales o pereche de blugi. Lanțul de la geantă nu prea îmi place cu mine cu încălțările, să știi. Da, și poate aș fi să niște încălțări să merg mai pe 70, cum ai spus da. Tu, niște încălțări mai... Da, așa încadrată, ea ca un fel e pe la Mincu pe aici, nu? Sau e la Mincu sau nu e la Mincu? Pe lângă Mincu. Ea e zi, dăm un arhitect român ceva. Hai, dragă, zi. Hai, dragă, un arhitect român mare, huge. Păi Mincu. Nu Mincu, măi, unul mai contemporan, mai cu noi, mai Dorin acum. Dorin Ștefan. Ea este un fel de Dorin Ștefan a Instagramului acum, știi? Adică, hați. Și asta îmi place. Codrina Apostol. Codrina Apostol, da. Mie îmi place ținuta, îmi place trenciul foarte, îmi plac mănușile. De ce ai început? Că știam că o să spui tu ceva. Nu-mi place nimic. Umărul dezgolit în contextul ăsta. Mi-aș făcut să fie trenciul pus perfect, mănușe se vadă cum se văd puțin lucioase. Nu, trenciul nu trebuie, Codrina, nu-ți mai glăjbi trenciul pe un umăr, da. Că nu e nici sexy, nu e nici tink. Și-aș fi foarte dreaptă în poza asta. Foarte dreaptă, pălăria aia. Dacă nu simți retro-ul la nivel de pălării, nu mai purta pălării. Codrina, fetelor, fiți atente. Când aveți un make-up și când aveți un chip și când aveți o chestie foarte nouă în nu știu cum să spun, în ecuația asta a trăsăturilor, dorindu-vă o abordare mai sexy, ceea ce este perfect de înțeles și sunt de acord cu asta,
nu mai puneți accesorii retro. Că da, nu se potrivesc. Da, da, e ca și cum ar apărea Angelina Jolie cu fața așa mai plapumă și cu buzele alea și cu nu știu ce, ar apărea cu o pălărie retro. Nu se potrivește. Trebuie să găsiți elemente care se potrivesc trăsăturilor voastre, chipului vostru. În cazul de față, nu se potrivește pălăria. Și aș prefera să aibă tunsoarea care, dreaptă, perfectă, cu trenciu. Da. Da. Dana Rogoz, care locuiește lângă Unico Vero, vecină cu noi, ca să zic așa. Mie îmi place aici, îmi place fotografia, să știi. Îmi place foarte tare. Vă plac albastru? Mie îmi place albastru ăsta în combinație cu aceste frunze și cu puțin alb de la peretele casei. Și îmi place o poezie. Și ținuta. Dar mie îmi place. Păi asta spune, este o poezie. Poezie, poezie. Îmi place blazer, că e o poezie, este place... o ținută cinematografică, inspiră foarte mult, în primul rând. Dana a aflat și ea că se poartă albastru, s-a tot spus că se poartă albastru, culmea a aflat și Dana și s-a conformat, poartă albastru. Are o geantă, urâțică, urâțică rău geanta, un blazer care nu trebuia dănuța întors aici cu căptușara. De ce? Pentru că anulează efectul albastrului, hello. Mie îmi place că ai tocmai asta. Mie îmi place. Mie nu-mi place. Că ai un pic de alb în nu, acel nu-mi albastru. Nu-mi place acel pic de alb acolo. Dar ținută e ok. Mie chiar îmi place. Foarte mult. Rog. Cred că Gabriela Atanasov s-a întâlnit cu o mătușă pe care o moștenește. Pe care n-a văzut-o de mult. S-au întâlnit în fața la Modeling. Și aia, rochia aia din vitrină, e rochia mătușii. E neagră. O avea gânduri cu mătușa ca să o moștenească. Fii atent aici că se întâmplă ceva. Rochie neagră, bine ai venit mătușă. Câți ani ai, câți ai făcut? 96, aule, și COVID, de un plin COVID. Ea 96, am o rochie neagră în spate. Și mătușa are și trei apartamente mișto că... L-o pune pe numele meu. Cam scriu, asta e, știi? Ai inspirația, scrii un scenariu da, de film. Da, păi o să scriu, ai scris e și mai bună ca multe scenariste românce. Stai liniștitică. Păi știu de asta, zic, apucă să scrii. Da. Lasă-le pe fete, hai să le comentăm ținutele. Ei, le comentăm. Le-aș comenta ținutele dacă aș putea să comentez ținutele, Dominica. Mi-e place, mi se pare mișto overall ăla negru. Mama aia 86. Costinești în hola forum. Trebuie să minte costinești în hola forum. Se potrivește, are o siluetă longilină. Da. Da, mie îmi place cu overall-ul negru peste un blazer foarte mare, gen Yves Saint Laurent anii 80 și îmi place nuanța. Soro. Să întoarce dracul la mormânt, lăsați-l în pace, măi, fetița. Istoria modei, soro, genii Saint Laurent anii 80. Păi gen. Da. Genul programului dramă. Ești... Cum sunt? Mai zic cum ești, că mă... Dar lasă-o, dragă, să o comentăm, de ce dai înapoi? Gabriela Atanasov se bucură de viață, te întâmpină. Te întâmpină genii Saint Laurent anii 80. Cine... Acum o să-mi spui că seamănești cu Lulu de la Falez. Nu mai spun nimic, mai puțin și... Și ce? Seamănă cu Pierre Berger. Cu cine seamănă? Nu seamănă cu nimeni, seamănă cu te ea. Te îmbrăca așa când unde? Eu de nu ce? M-aș îmbrăca pentru că eu nu pot să port overall. E, nu pot să port overall. De ce să nu pot să port overall? Silueta ei, poate că m-aș îmbrăca Denisa, așa. Crezi că nu poate să poarte overall? Nu. Poate să poarte overall. Ce aveți, dragă? Nu e adevărat. De cum? Ce depinde dragă? Ce pui în picioare, depinde ce pui... De cum să nu port overall? De ce să nu port? Port overall. Costum de yoga ai? Sau din ăla? Da. Și ce nu-ți vine bine? Okay. Și că ți-ai pune niște bocanci cu un overall și cu un pullover de ăsta spre domnul Sfiar, nu ți-ar veni bine? Dacă vrei tu o să încerci. Da, chiar vreau să încerci. Ținuta are ceva de Dana Barzer și Dan Kramerman. Adică Dominica a intuit foarte bine, are o obzecola așa, știi? Da, Hei! Măi, Madalina Merga, stai o secundă, nu pleca, stai. Madalina Merga, stai și cu mâna la cap? Stă și cu mâna în buzunar, stă și cu popou pe o bicicletă și cu piciorul pe o altă bicicletă. De ce mă dai în America, practic? Da, de ce? Dar tu nu vezi niciun fel de, adică, mie mi se pare super ok, încerca să fac o poză mai spectaculoasă. Mai ce? Mai specială, mai spectaculoasă, tot așa de editorial de modă. Adică mai spectaculoasă, mai editorial, de editorial de modă. Când ai făcut o feiță așa? Nici la look, feița, cu 30 de ani nu făceai poze cu mâna la cap și cu un picior pe o bicicletă. Dar îi se pare în 2021 că a încercat mă de la America să fac o poză spectaculoasă de editorial de modă. Ce la revista Pisica, ce editorial de modă? Ham, ham, Planeta Miau, ce editorial de modă e ăsta, feiță? Și unde am văzut Mădălina America că punem ochelari tip ski cu pullover colici cu blazer alb și cu nasture negru când noi
deja avem și mult verde în tot într-un editorial de modă, a văzut? Înseamnă că s-a uitat la un editorial de modă care nu era foarte reușițel, cu siguranță nu era făcut de Domnica și nici de mine și nici de noi împreună, că noi de multe ori facem nici două lale împreună, nici de noi împreună. Ea a fost un editorial de modă pe care noi nu l-am văzut probabil, ceea ce e foarte ok, că nu trebuie să vedem toți aceleași lucruri, doar că nu-mi place. Denisa săraca e mai tristă ca niciodată. De ce? Nu știm. Dar ce-am zis, dragă? Că să citește revista Pisica, dar e o revistă foarte mișto. Aveam un prieten, Răzvan Ion, care pe vremuri mi-a zis ceva la Cafe de la Jo de revista Pisica. Și era o revistă foarte chincă, se găsea la chioșcuri. Era la chioșcuri, revista Pisica. Da. Mie îmi place, și ce-mi place mie la ținuta asta? Ce? Copacul. Nu, o să spun ce-mi place. Roata de la bicicletă. Îmi place combinația de culori griu deschis cu alb și verde. Cu albastru cerului care nu se vede. Eu am spus, da. Denisa, tu mai auzi da. Ce spus, da? Deci îți place griul? Îmi place griul deschis cu albul și cu verdele. Și ai să râzi, dar Mădălina Merca a fost vizionară, pentru că griul și albul și verdele se potrivesc foarte bine cu roșu de la ghidon. Aici compoziție, fetelor, atelierul de pictură, un arte, secția... Sandra Bendre. Am trecut de la Mădălina Merca la Sandra Bendre, feiță, trecem de la Geneva la Lozan cu viteza... Trecem, păi trecem, cu viteză. Să stăm să facem ce? Trecem să comentăm repede. Compoziții, Domnica, cum Domnica ce să facem? Uite, o compoziție, Domnica, o poză în mers, o marinieră, o veste supradimensionată, place, da, o fată misterioasă. Îmi place, mă îmbrac și eu așa. Da, când? Când? Ieri am fost așa îmbrăcată, cu o marinieră și cu o veste supradimensionată. Se vedea cu Sandra Bendre. Beau amândouă o cafeluță, un cappuccino. Gata, este un ultim. Cafe la te. Ah, păi mai vreau, dar abia am intrat în mână. Nu mai avem? Nu mai avem, gata. O le rompă Dana Rogoz. Stai, măi, nu, nu. Bine, eu simt nevoia să o reluăm. N-am terminat, stați, dragă, nu tăia Denisa, să nu tai. Eu simt nevoia să ne mai oprim o secundă la imaginea cu Dana Rogoz, pentru că am senzația că nu s-a spus tot. Uitați-vă câte frunze sunt în poză. Păi, tocmai asta am spus că îmi place. Domnica, nu vorbim de o frunză, nu vorbim de două, nu vorbim de trei frunze. Domnica, vorbim despre un perete de frunze. Așa, și? Da. Imaginea asta mă trimite cu gândul la muzeul meu preferat, unde Domnica m-a dus prima oară, Muzeul Marmottan la Paris, cu un părculeț divin lângă. Ții minte când m-ai dus, mi-a luat de mână și m-ai dus la Muzeul Marmottan? Era o duminică, după aia am băut o cafea. Doar Monet acolo. Da, doar Monet. Uh-huh. Imaginea asta, nu știu de ce, mă trimite cu gândul și la Paris, și la Muzeul Marmottan, și la Monet. În general, mă trimite cu gândul la chestii foarte big, la chestii care au conturat istoria culturii în ultimii câți ani? 200, 300, 400 de ani. Deci ce a făcut Dana Rogoz aici e huge. Huge. Și ești în albastru. Îi place și Yves Klein. E miez. Da, păi asta spun că îmi place enorm. Bravo. Aș folosi-o într-o expoziție poza asta, pe bune. Aș deschide un ceva la Grand Palais cu ea. Grand Palais, Dana Rogoz, Dana Rogoz, Grand Palais. Fetelor. Apropo de Grand Palais și de expoziții, Maurice, am fost la Paris weekendul trecut și am văzut, am făcut un maraton de expoziții, am văzut 7 expoziții superbe. Și asta cu Dana Rogoz ai văzut-o? Undeva expusă? Păi nu, dar o să o expunem noi, ai zis, nu? La Grand Palais. La Grand Palais. Mm-hmm. O să vedem data viitoare. Dar ce expoziție ai văzut? Am văzut, în primul rând, Mugler, care a fost extraordinar. Un genius, geniu, omul, geniu. Da, e mișto. E foarte mișto și expoziția a făcută superb, divin, trebuie neapărat să mergi. După aia am văzut Botticelli la Jacques Maron, Andrei, alt muzeu la care te-am dus. Și tot Domnica m-a dus și la Jacques Maron, Andrei, care este o colecție privată, tare, superbă, și da, au și un restaurant divin, da, acolo. Ce și hall-ul ăla, măi, tip, da, seră, care este, da, superbisim. Da. Și casa, intrarea, curtea. Acum am dat seama că Domnica m-a dus în locuri foarte mișto la Paris. Și spuneai că te duc numai în, la nu cost? Cine a zis? Ce? Nu-ți spuneam ție să nu mai mergi așa des la cost, că sunt restaurante prea mișto ca să mergi doar la cost, asta spuneam. Te duci tu o dată, două ori, dar te mai schimbi de la cost. Am fost la George O'Keeffe la Pompidou. Aoleu, mai ador, divină, nu, divină ador, expoziție, ce, da, culori, ce lumină are în, da, picturi. Super. Te invidiez super pentru asta. Crede-mă că a fost un weekend extraordinar de te invidiez pentru asta și vă recomand și să faceți treaba asta Paris, cum a făcut Domnica și... acum două weekenduri, să plecați, nu știu, cu soțul, iubitul, tu ai fost și cu mama foarte bine, da, nu știu, să plecați cu cine vreți voi, pe cine iubiți, plecați trei zile undeva într-un oraș să vedeți doar muzee și expoziții. Da. Mi se pare fantastic și veniți oricum cu un alt vibe. Da. Așa că vă pupăm. Și ne revedem curând. De la pot. De la pot. Și ne revedem curând, Maurice. Sper să te prind într-o
într-un mood mai... Nu trebuie, dar oamenii mai au stări, pe bune, pe zic, v-ați dat de la Urezeanu acum. Dar pe mine, de exemplu, oamenii au stări. Sper că pe cei care se uită la noi nu i-ai... Pe mine m-ai stresat astăzi. E, trebuie să stresat. Aici, în fața Domnica, tuturor. Trebuie să te obișnuiești cu personalitățile care sunt cumva mai... Cumva. Păi sunt obișnuită cu tine, slavă Domnului, dar azi ai fost cumva... Uite și cu pulorul ăsta de babă acum pe cap, cu care vei pleca frumos de la pot la întâlnirea romantică pe care o ai. La ora 14 am un date. Să-mi țineți pumnii. Ciao. Ciao.